s-a făcut absolut nimic. Doamna direct a fost dezinformată, da? Cristi Popovici, uite-ți saltelele. Dacă ți era dor de ele, uite, le-ai, nu le-a mișcat nimeni. Și ca să avem un peisaj complet, s-a mai dat foc și la gunoaie. Materiale din demolări. Poate îți dai cu ele. Sau poate te legi cu niște purici. O fi loc de joacă și nu știm noi? Da, l-a deschis primăria Băile Herculane pentru noi. Sunt foarte mulțumit de acest loc de joacă. Sunteți bucuros, mă? Domnul Cristi, cred că astea țin canapele, ăsta, saltelele, da? Deci așa înțeleg autoritățile din Caraș Severin, așa înțeleg ele, să facă turism. Ne îndreptăm spre un loc unic în Banat, e vorba de Sfinxul Bănățean și acesta este drumul care duce la un obiectiv turistic, marcat pe toate hărțile turistice din țară și din Europa. Ăsta e drumul spre Sfinxul Bănățean. Și am ajuns la Sfinxul Bănățean. El se vede mai bine din tren decât de aici de unde suntem noi. Da, și de aici se vede perfect. Uite, se văd ochii, nasul, gura. Spre deosebire de Sfinxul din Bucegi, acesta are față. Cel din Bucegi are doar profil. În funcție de ora la care este privit, își schimbă fizionomia.